Au existat... Iertați-mă, doamna Bichescu, îmi puneți acum să comentez o chestiune din Consiliul Județean la care eu n-am participat și nu știu ce a fost acolo. Dar nu cred că nu știți subiectul maternității. Deci, dacă discutăm de subiectele care țin de Spitalul Județean, vă rog eu să chemați pe cei de la Direcția de Sanitate Publică. Dacă ar veni, domnule senator, ar fi perfect, dar nu vor niciodată să vină. N-am încredere în oamenii care dau răspunsuri și au adevărul la toate. Ei nu fac parte din categoria lor și vă rog să chemați specialiștii de acolo. Păi ce să înțeleg, că vă pricepeți la drumul și la sănătate nu. Asta sunt. Domnul Benea, întrebați-vă directorul Spitalului Județean cum cheltuie banul public și din spital și... Poate veți avea niște răspunsuri. Păi nu. La urmă e în curtea dumneavoastră. L-am întrebat, dar eu nu cred că dumneavoastră nu știți subiectul maternității, domnul senator. Haideți să nu fugim de subiect. Să știți că detaliile subiectelor de la maternitate nu știu. Păi dar e foarte rău pentru că sunteți senator de Bacău. Nu. Un senator nu înseamnă că trebuie să știe fiecare lucru, dar un lucru pot să știu, că s-au cheltuit niște bani acolo care nu sunt tocmai în regulă și, în fine, deși Curtea de Conturi spune că e în regulă... Domnul senator, vorbim de maternitate... Nu mai intru acum niciun fel de detalii și n-are niciun sens. Nu, vorbim de maternitatea județului Bacău, o investiție care jumătate este finanțată de Consiliul Județean și noi am început lucrările și o jumătate ar trebui finanțată de Guvernul Boc. Cine a licitat-o? Și n-au început lucrările. Cine a licitat-o? Poftim? Cine a licitat-o? Încă o dată, vedeți că nu știți cine a licitat lucrarea? Nu, domnul senator. Eu vă pun o întrebare. Maternitatea este împărțită în două. Jumătate o licitează și a licitat-o Consiliul Județean, iar cealaltă jumătate, asta vă rog, să o liciteze Ministerul Sănătății, pentru că așa prevede acordul cu Ministerul Sănătății. Bun. Păi, este eu nu pot licita ceea ce s-a angajat Ministerul Sănătății cât trebuie să liciteze. Bun. Este semnătura pe acordul respectiv? A Guvernului Boc, bineînțeles. A Guvernului Boc. Vă rog să-mi transmiteți și mie. Păi da, domnul senator, vedeți despre ce vorbim? Nu cereți mie să... Domnul Benea, în afară de a vă plânge la televiziune, rugămintea mea, mai mergeți și pe la minister și mai stați pe la ușă, că sunt colegii dumneavoastră care chiar fac treaba asta și obțin finanțările respective. Un telefon și mergem împreună. La minister am fost... Și la primarul Savara, că e chestia asta. Un telefon nu mi-a dat niciodată, dar se plânge, că nu știu ce investiție. Domnul senator, la televiziune stau din respect pentru comunicarea cu publicul. Deci... Dați-mi un telefon, mergem împreună la ceche și vedem ce se poate face. Nu, stați, haideți să nu fugim de subiect. În primul rând că subiectul maternității... Nu subiect, dar aș dori să vă transmit ceva, doamna Vichescu, nu mai vă pot rog, să vorbesc. Vă rog, eu am lăsat, domnilor. Am intervenit, mi-a făcut datoria, rugămintea mai altă dată să mă anunțați și pe mine dinainte. Concluzia e simplă, ar trebui să știți subiectul maternității și nu știți. O să vă invitați. Domnule senator, subiectul maternității ar trebui să-l știți și nu știți. Domnule Berca, eu... Nu știți despre ce vorbim. Domnul Benea, dar nu nimic, că vă informăm de 1 iunie. Adunați, ar trebui să știți cât a costat bucătăria din Spitalul Județean. Domnul senator, ar trebui... Și nu mai dați mie legi. O să aflați amănunte de maternitate pe 1 iunie. Domnilor, mi-e teamă că din... Constructiv facem, dacă vreți să vă certați, certați-vă de unul singur, nu cu mine, nu mă găsiți partenerea. Mi-e teamă că din acest dialog tensionat aveți o abilitate de a ieși din discuții care nu pot trece cu vederea. Nu știți subiectul maternității. Am rugămintea asta. Guvernul Boc trebuie să dea 2, domnul senator. Hai să vă informez la televizor. Vedeți că aveți, vrea să faceți acum emisiune. Guvernul Boc trebuie să dea 2,5 milioane euro la maternitate. Domnilor, haideți să vorbim pe rând. În Uniunea Social Liberală și vă faceți tot felul de teme, vă dați teme ca să ieșiți în public. E foarte bine, faceți odată sondajul ăla și stabiliți-vă candidații. Și haideți, dacă sunt probleme punctuale, sunt dispuși la dialog și la conexiune împreună aici în București, mergeți și vedem ce e de făcut. Dacă dumneavoastră nu știți ce problema este la maternitate, scuzați-mă, ce să vă spun? Eu nu sunt specialist în... Dar nu, sunteți în drumuri. Domnule Berca, dar nu trebuie să fiți specialist să înțelegeți că un guvern trebuie să-și respecte un angajament. Cu plăcere particip la emisiune atunci când sunt... Nu, considerați că este important să modernizăm maternitatea? Considerați că este important să modernizăm maternitatea? Orice investiție este importantă dacă este făcută... Ei, nu cred că orice investiție. Eu cred că maternitatea e un subiect... Investiție, domnule Benea, dacă e făcută la prețul corect. Și am o rugăminte, dacă discutăm de investiții, măcar aveți așa... Domnule Berca, să înțeleg că v-am... Ce să am? Luați-vă numărul ăla cu 0800, așa și cu numele dumneavoastră, de la intrările din spital. Domnul Berca... Haideți să nu introducem până și acolo
Știți când o să fac, știți când o să fac acest lucru, când măcar atunci poate faceți treaba. Știți când, măcar când o să aveți habar ce înseamnă investiția la maternitate sau dacă considerați că este prioritară investiția la maternitate. Știți că bunul simț ține de cei 7 ani de acasă și putem discuta în registru și mai lăsați că nu numai dumneavoastră aveți 7 ani de acasă, eventual. Totul ține de politica bunului simț. Lăsați, politica bunului simț, vedeți că ați clamat-o dumneavoastră prin 2009. Și o clamez în continuare cât timp voi rămâne în politică. Da. Asta credeți dumneavoastră. Dumneavoastră, asta vedeți, luați-vă amănuntele legate de maternitate, domnul senator, că e maternitatea din municipiu unde sunteți senator. Am rugămintea să aveți decența când... Domnule, lăsați-mă cu decența, dumneavoastră nu știți despre ce vorbim. Haideți să vorbim pe rând, pentru că nu se înțelege nimic. Păi nu, vorbim unul peste altul și n-are niciun sens. Păi nu vorbim unul peste altul, dumneavoastră habar nu aveți de maternitatea județului Bacău, asta vă spun. Domnule Benea, cer scuze. De ce mă tot pasați la directoarea de la ASP când vorbim de maternitate? Ce treabă are directoarea la ASP? Domnul Benea are foarte multă... competență în domeniul ăsta și am o rugăminte. Nu am competență, domnul. Vorbim de niște fonduri care trebuie să în județul Bacău. Vă rog frumos pentru maternitate. În mașină și să veniți la București, nu să faceți emisiuni. Domnul Berca, nu vin la București când îmi dați dumneavoastră ordin. Nu vă mai victimizați dumneavoastră că sunteți de 8 ani aproape președintele Consiliului Județean și nu prea sunt niște realizări care să rămână în spatele. Aici aveți o problemă. Eu vreau să-mi dați proiectul. Eu vreau să-mi dați proiect... ghiozdanele, că am înțeles că la anul din nou vreți să faceți ghiozdane cu numele dumneavoastră. Domnul Berca... Lăsați-vă ghiozdanele și mergeți în... Spre deosebire de dumneavoastră, chiar pot să enumăr niște proiecte de care mi-am legat și numele știu, și activitatea. 13... Da. Dumneavoastră rămâneți celebru prin plecarea tomografului de la Spitalul Județean de Urgență, când era secretar general al Guvernului. Când era secretar general al Guvernului Tăricianu, a plecat tomograful de la Spitalul Bacău, l-am lăsat să vorbesc, de la Spitalul Bacău la Călăraș. Când erați dumneavoastră membru al Guvernului Tăricianu. Întrebați-vă colegul de alianță, ca să știți despre ce discutăm. Nu, erați în Guvernul României, domnul. Domnule Berca. Și am să vă mai dau exemple de... Încerc să vă mai dau exemple de contradicții care vă marchează cariera politică, domnul senator. Doamna Bichescu? Da, domnule Berca. Am rugămintea, domnule Berca, din punct de vedere vreau să profesional, vă spun... să mă anunțați și pe mine de acum încolo și nu să mă sunați intempestiv. Eu sunt prin telefon și invitatul este în studio și spune ceva, inclusiv după ce închid eu telefonul. De asta vreau să vă smulg promisiunea că veți veni la emisiune cât de scurt timp. Vin